Criza de medici pare fără sfârșit pentru Spitalul Județean Buzău. Cea mai afectată secție este unitatea de primiri urgențe, iar de curând activitatea s-a îngreunat și mai mult. Unul dintre medicii specialiști care activa la UPU, respectiv doctorul Marian Mocanu, a plecat să profeseze la un spital din capitală. Totodată, unul dintre doctorii de familie care asigura gărzi la UPU, Angela Mazdrag, a renunțat la activitatea din spital. Așa se face că cei 9 medici care își mai desfășoară acum activitatea la urgențe nu pot asigura toate gărzile și sunt zile în care pacienții așteaptă să fie consultați de doctorii specialiști de pe secții. În prezent, unitatea de primiri urgențe funcționează doar cu jumătate din numărul necesar de medici. Având în vedere că domnul dr. Mocanu Marian și-a încheiat activitatea cu Spitalul Județean de Urgență Buzău, în acest moment secția UPU funcționează cu 9 medici. Din cei 9, un singur medic este de specialitate medicină urgență, 7 medici de familie cu competență medicină de urgență și un medic pediatru. Sunt zile în care secția UPU nu are linie de gardă. În aceste zile, medicii specialiști sunt chemați să acorde îngrijiri medicale pacienților din secția UPU. Unitatea de primiri urgență este una dintre cele mai solicitate secții ale spitalului, unde se prezintă zilnic în medie 180 de pacienți. Pentru a încerca să diminueze criza acută de medici, conducerea Spitalului Județean de Urgență va organiza concursuri din 3 în 3 luni.